Hei, bună, eu sunt Zena, azi am revenit cu un nou videoclip. Astăzi voi face Back to School Supplies Haul, un videoclip de care eu personal sunt foarte încântată, deoarece abia așteptam să vă prezint și vouă rechistele mele. Anul acesta eu trec în clasa 7-a, iar eu vă rog să-mi scrieți în comentarii în ce clasă treceți voi. Eu am auzit de la prietenele mele că este una dintre cele mai grele clase, deoarece se face multă pregătire pentru examen, așa că m-am gândit să fiu mai organizată în acest an. Așa că mi-am luat multe lucruri pe această temă care să mă ajute să fiu mai organizată, iar camera mea să arate mai bine, să pot să scriu mai frumos și să învăț mai bine. O să vă prezint în primul rând niște dosare pe care le-am cumpărat, unul pentru cele mai importante materii. Am pentru limba și literatura română, acesta roșu. Portocaliu am pentru matematică. Galben pentru chimie. Verde pentru biologie. Acest turcoaz pentru geografie. Și mov pentru istorie. M-am gândit că o să arate foarte drăguț împreună și voi reuși să stau mai organizată așa. Acum o să vă arăt penarele mele. Am două, am mai multe, dar acestea doresc să vi le prezint. Unul din silicon și unul cu Friends. O să încep cu acesta mic din silicon, deoarece am mai puține lucruri în el. Am un corector și un washi tape. Nu am mare nevoie de ele, dar am zis să le am. Și am linere de la Stabilo. Am culori pastelate, culori normale și nu știu dacă le voi folosi, dar scriu foarte bine și e ușor să-ți înfrumusețesc caietele ajutându-te de ele. Am și acest Stabilo Gel X care se șterge. Îmi place foarte mult cum scrie, doar culoarea mi se pare mai pastelată, dar îmi place foarte mult. Mai am și o rabieră de la Pilot Frixion, ca să pot să șterg Pilot Frictionul, pentru că îl folosesc și pe acela. O să vi-l arăt imediat. Iar acum vom trece la penarul mare. Acesta este de fapt un portfar luat din Primark, dar am zis că penarele erau mai mici și acesta este și transparent și îmi place super mult. Am niște postituri. Eu le folosesc la învățat, când trebuie să știu ce lecții din manual trebuie să învăț. Apoi am un set de geometrie cu aceste trei stensile care se pot îndoi. Le-am luat din Pepco. Apoi am Stabilo Swing Pulse, niște marcare pastelate. Să le găsesc pe toate. Sunt 6 culori și îmi plac foarte mult cum scriu. Folosesc varianta mică deoarece este mai ușor să le țin în mână și ocupă mai puțin spațiu în penar, dar sunt la fel de bune. Apoi de la Pentel, una dintre mărcile mele preferate de pixuri, dacă nu chiar preferata, am aceste pixuri cu gel din colecția Energel, Liquid Gel Ink, colorate, deoarece pe cele albastre culoarea normală le-am terminat. Singurul dezavantaj al lor este că pasta se termină foarte repede, însă scriu foarte bine. Cam așa arată pasta lor, dar mie mi se pare puțină pentru că scriu mult cu ele și sunt super folositoare și mie îmi plac foarte, foarte mult, iar scrisul meu arată mai bine cu ele. Apoi am acest corector de la Pepco. Am alt corector, tot așa cu bandă, acestea se strică repede, însă eu folosesc mult. Eu folosesc mult și pe acestea. Apoi am niște pixuri pe care încă nu le-am încercat, de la Zebra, The Grip Smooth. Le-am luat dintr-un magazin din orașul bunicilor mei, cu lucruri din Anglia și sper că vor scrie bine, sunt cu gel și sper că îmi vor face scrisul mai frumos. Apoi am câteva creioane grafice, am zis că nu am nevoie de multe, am pus câteva și în clasa de pictură. Cam acestea sunt, în caz că le voi folosi la matematică. Am acest pix cu Friends, cu You Are My Lobster, și aici un crevete și îmi place super mult deoarece mi-amintește de Friends. Mai am acest pix baghetă cu Harry Potter, ambele le-am luat din Primark și aici este pixul. Mi se pare foarte drăguț. Am acest un fel de Pilot Frixion luat din Lidl. am acest Pilot Frixion normal. Am din Lidl două pixuri pe care abia aștept să le încerc. Free Ink Roller. Sper să scrie bine și mi se pare că le-am încercat odată și mi se pare că scriu ca și stiloul, care este un lucru bun. Am și acest stilou nou de la Schneider, made in Germany, și mi-a plăcut mult modelul, așa că l-am achiziționat. Am un pic, acesta de la Ocean. Am două pixuri basic de la Bic, scuzați, acestea două. Și un creion mecanic de la Ocean, pe acesta, dar și o radieră de la Faber Castell. Nu știu dacă le voi folosi pe toate, poate în viitor voi mai scoate din acestea, pentru că totuși am multe chestii în penar, însă momentan așa o să țin. Acum o să trecem la plasa mea de pictură, dar înainte mai am un pix pe care doresc să vi-l arăt. Este acesta cu Harry Potter, cu un pompon roșu și aici este Harry. Din Primark luat și acesta și mi se pare foarte drăguț. Am o plasă mea de pictură cu Hufflepuff. Arată cam așa, tot din Primark luată. Și mi-a plăcut foarte mult deoarece este super încăpătoare și mare. Am blocul de desen A3 deoarece noi în acestea desenăm. Am o paletă de culori. Niște guașe. Acest pahar de pictură, aceste acoarele Colibri și acest pouch în care am multe pensule și creioane grafice. Am pensule de genul acesta, am mai multe așa, de mărimi diferite, de genul acesta, luate din Ikea, dar și alte pensule pe care le-am adunat în timp și am zis că sunt bune, așa că o să le folosesc anul acesta la pictură. Nu am zis că trebuie să-mi iau foarte multe anul acesta, să le refolosesc pe cele mai vechi. Bun. Apoi mai am o plăsuță de material, aceasta cu lamă din Ocean. Eu o voi folosi pentru a-mi pune echipamentul sportiv, însă acum este goală, deoarece încă nu m-am decis ce o să folosesc la sport anul acesta. Bun. Acum vom trece la caiete. Încep așa. Am două caiete pentru germană și engleză în particular. Acesta este pentru germană și acesta pentru engleză și este de acela refolosibil. Este mai mult o agendă și pot să schimb foile dinăuntru. Eu fac în particular de destule mult timp, pentru că la școală nu se fac foarte multe la aceste două materii, la limbile străine. Așa că am zis că dacă vreau să avansez mai rapid, trebuie să fac și în particular. Pentru informatică am acest caiet din Pepco cu Pax și mi s-a părut super drăguț. Pentru engleză și germană la școală am aceste două caiete care au venit set și atunci se completează unul pe altul. Adică au modelele fix invers și mi se pare super drăguț. Și am zis să le folosesc la limbi străine. Am acesta pentru educație socială, care este unul dintre caietele mele preferate, fiindcă este foarte minimalist, dar arată foarte drăguț. Am acest caiet la muzică, care are 40 de file, este destul de gros, însă eu obișnuiesc să le mai dau colegilor mei foi, așa că cred că voi folosi măcar jumătate din acesta. Acesta este caietul meu pentru latină, pentru că eu voi face elemente de cultură și civilizație latină din clasa 7-a, așa că am ales acest caiet. Acesta este pentru religie. Eu fac religie catolică, deoarece sunt la o școală greco-catolică și am ales acest caiet, iar anul viitor îl voi folosi la altceva. În a 5-a l-am folosit la matematică, pentru că este tot din colecția de la Herlitz cu MyBookFlex, iar înăuntru aceste foi se schimbă. Apoi, acesta este caietul meu de istorie, care este unul dintre preferatele mele, iar când se termină îl voi folosi pe acesta, cu I Love You to the Moon and Back. Pentru chimie am acest caiet cu lamă din Lidl, iar dacă îl voi termina, îl voi folosi pe acesta. Apoi la fizică am alte două caiete, acestea două, cu modele foarte simple, basic. Acesta este caietul meu de tehnologie, însă nu cred că îl vei umple, deoarece scriem extrem de puțin la tehnologie. Pentru geografie am aceste două caiete, îmi plac mult modelele de pe ele. Pentru biologie le am pe acestea două, unul eu l-am decorat, l-am pictat și mi se pare că arată destul de drăguț. Și pe acesta. Pentru opțional de la limba română îl am pe acesta și îmi place enorm cum l-am decorat. Vom face un opțional de lectură și cinematografie și în caz că va trebui să scriem ceva, am acest caiet. Caietul meu de română, caietele de fapt, sunt ambele decorate de mine și acesta am lipit un sticker cu o carte și am pus washi tape și mi se pare că arată drăguț, eu sunt mândră de el. Și l-am și pe acesta pe care l-am pictat și este holografic și mi s-a părut că această bandă va adăuga un touch mai drăguț. Pentru algebra am două caiete, să le găsesc, acestea două. Unul dintre preferatele mele, când ai întârziat la prima oră și faci capul pe ușă. Scriem foarte mult la matematică, așa că am două caiete. Și la geometrie le am pe acestea două. Bun, acum acestea sunt caietele pe care le folosesc la școală, însă am câteva pe care nu le folosesc, însă nu știu ce voi face cu ele. În primul rând am această agendă din Pepco. Este de matematică și a fost doar 3 lei. Îmi place foarte mult coperta, este oarecum minimalistă aș putea spune, însă arată super, super bine și combinația de culori. Apoi am acest caiet de matematică, de fapt toate sunt de matematică. Când auzi, scoateți o coală de hârtie. Acesta, iar interiorul se poate colora. Asta cu Secret Life of Pets. Acesta din Pepco. Acesta din Lidl. Când ajungi la școală și dai seama că ai uitat tema acasă. Life, Live, Live. Acesta de la Herlitz, Enjoy Your Summer, acesta cu bomboane și acesta cu lamă cu Be Amazing Today. Apoi, pentru ora de geografie, am acest atlas, Geografie școlar, continente extraeuropene și îl voi folosi anul acesta. L-am primit la o revistă Terra. Am acest clipboard foarte colorat și tabelul periodic al elementelor. Apoi, mai am niște post-it-uri cu creioane colorate, niște creioane colorate la Stabilo, niște craioși de la Stabilo și craioșile acestea scriu foarte bine. Și apoi am o agendă, este calendar școlar pentru elevi, calendar pentru elevi 2019-2020. Pe al meu scrie: azi este ziua perfectă în care să fii fericită. Și îmi place foarte mult cum arată. Poți să-ți scrii orarul, datele personale, profesorii, materiile, notele pe semestrul 1 și semestrul 2. Ai sfaturi, ai actibilde, ai locuri în care să scrii idei de cadouri, când e ziua prietenilor tăi. Ai tot felul de mesaje drăguțe, ai o rețetă, văd aici un smoothie de vară, orice mai este, un calendar așa pentru fiecare lună cu sărbătorile. Apoi mai avem contacte importante aici, liste, se pare foarte drăguț, notițe și apoi avem un calendar pe 2020, unul pe 2019, date importante și sărbători legale. Apoi, la final, avem zile de naștere și două semne de carte foarte drăguțe. Avem și, înainte de acestea, niște stickere foarte, foarte frumoase. Avem așa, de Crăciun, mi se pare tare drăguțe și folositoare. pentru a-ți organiza mai bine agenda și a fost 25 de lei și eu zic că merită pentru că este foarte bine structurată și cred că poți să-ți scrii înăuntru tot ce ai nevoie, să știi. Iar ultimul lucru este ghiozdanul, evident. Am acest ghiozdan cu Harry Potter, la din Claire's, din Italia, însă cred că se găsește în Claire's și la noi. În descriere vă voi lăsa un link de unde puteți achiziționa dacă cumva îl găsesc la ei pe site, pentru că au un site nou și acolo am văzut că au ghiozdane, dar dacă nu, puteți încerca în magazinele din țară. Este foarte încăpător, are doar două compartimente, însă sunt super mari. Acesta principal, unde îmi cap toate aceste caiete. Și acesta secundar, mai micuț, însă este totuși destul de mare. Îmi încap acolo creanele, cariocile, poate chiar sticla de apă. Și eu abia aștept să-l folosesc. A fost în jur de 160 de lei, transformat din euro. Și la el am agățat acest preloc, pentru că mi s-a părut că se potrivește culoarea și este drăguț. Și îmi place foarte mult ghiozdanul. Inițial vreau să-mi iau unul de pe Sinsei, însă nu a mai fost în stoc și când l-am văzut pe acesta m-am îndrăgostit. Vă rog să-mi lăsați în comentarii dacă voi v-ați achiziționat deja rechisele pentru școală, dar și alte idei de videoclipuri de Back to School la care voi v-ați uitat. Pupiți și spor la citit! Pa!